Bună tuturor și bine v-am regăsit la un nou clip. Astăzi o să vorbim despre trei lucruri importante pe care trebuie să le ai în vedere în momentul în care construiești personajele. Primul. Nu toți oamenii sunt ca tine. Asta e. E un aspect foarte important, de multe ori, mai ales la începutul carierei lor, scriitorii cam uită acest aspect și construiesc multe personaje după chipul și asemănarea lor. Au profesii asemănătoare, au interese asemănătoare, reacții asemănătoare. Acesta nu e realist, adică nu pot să fie 10 personaje într-o carte și toate să fie la fel, decât dacă asta ar fi ideea poveștii, dar și atunci trebuie băgat un twist, că altfel nu merge. Bun. Fiecare are o istorie personală diferită, un background diferit. Și asta înseamnă că vor reacționa diferit sau vor avea interese diferite în funcție de anumite parametri. De exemplu, cineva care a trăit într-o suburbie sau într-o zonă unde oamenii se comportau mai agresiv, atunci acea persoană va căpăta anumite comportamente din sfera aceasta și va avea asta ca mecanism de coping, i-am zice, ca mecanism de adaptare. De aceea e important să aveți o idee clară despre personajele voastre. 2. Nu cunoști personajul, nu poți scrie despre el. Și asta e important pentru că în decursul poveștii personajul e nevoie să aibă o traiectorie ascendentă, mă rog, sau mă rog, să fie dezvoltat, să se vadă o dezvoltare a acestui personaj. Nu poți să dezvolți un personaj într-un mod realist și satisfăcător pentru cititor dacă nu ești consecvent. Decât dacă aici tot punem excepție. Decât dacă personajul are el anumite schimbări bruște de dispoziție. Și atunci nu poți să scrii coerent și corect și satisfăcător fără să cunoști personajul. Pentru un curs pe care l-am pregătit, aveam o diagramă pe care o să o inserez pe undeva și sper să vă fie de ajutor. O diagramă simplă, dar care pune oarecum în legătură aspectele acestea legate de personaj, adică rolul lor în povestire, motivația lor, experiența de viață, și parcă mai era încă una. Vă pun diagramă și o să vedeți acolo. Și 3. Nu puteți scrie un personaj care să nu aibă defecte. Chestii nerealist, una la mână și doi la mână. Oamenii nu o să poată să se identifice cu el, să aibă o legătură cu el, să se conecteze la personajul respectiv. Și mai ales că noi toți cam avem o problemă în momentul în care vedem că cineva e mai mult ca perfect. Deci undeva tot ascunde ceva, o atitudine înșelătoare decât să fie un adevăr. Astea sunt cele trei sfaturi. Să recapitulăm. Nu toți oamenii sunt ca tine. Așa că alege personaje cât mai diverse. Nu cunoști personajele, nu poți să scrii despre ele. Și 3. Neapărat să incluzi defecte. Defecte cât mai realiste. Dacă le și legi de anumite experiențe pe care le-a avut la un moment dat, e cu atât mai bine. Dar trebuie să se preteze pentru lumea pe care tu o construiești. Asta a fost tot. Un clip, sper, destul de scurt. Sper că la montaj să nu iasă Dita mai dinozaurul. V-am pupat și sper să ne vedem curând la următoare clipuri. Pa!